Bună seara și bun regăsit, oameni buni, la Viața Trăită Conștient. Întâlnirea noastră periodică, săptămânală, de vineri seara. Sub genericul Viața Trăită Conștient, de-a lungul anilor am prezentat o varietate de teme care să ne îmbunătățească viața, să ne îndrume să trăim mai conștienți de noi înșine, să ne îmbunătățim relațiile cu cei din jur, nivelul de bunăstare, să ne ocupăm, în general vorbind, de reducerea experiențelor neplăcute din viața noastră și de amplificarea celor benefice, deloc în ultimă instanță, de evoluția noastră. Unul dintre subiectele cumva fierbinți pentru noi toți este legat de relațiile pe care le întreținem cu cei din jur. De aceea subiectul din această seară, tema pe care am ales-o pentru voi în această ediție, este ce să nu mai faci în comunicarea cu cei din jur. Pentru că nu trăim singuri, nu-i așa? Nu trăim singuri. Relațiile pe care le avem cu cei din jur sunt destul de influente în ceea ce privește stările noastre și rezultatele noastre de viață. Nu ne-am născut singuri și nu trăim singuri. Interacționăm continuu cu semenii noștri, indiferent unde ne-am afla. Pe stradă, pe autostradă, în magazine, la job, acasă, pe scara blocului, în cartier. Interacționând în modul acesta cu oamenii, interacțiunea presupune și comunicare. Nu avem cum să interacționăm și să comunicăm cu cei din jurul nostru. Și cum spuneam, relațiile cu toți aceștia și cu cei mai apropiați, cu cei din familie, cu cei din prerudele de sânge și cu cei cu care interacționăm în mod incidental, pe stradă, într-un magazin, într-un mijloc de transport, toate relațiile acestea sunt importante și ne dorim să avem relații armonioase cu toți și oriunde ne-am afla, să nu avem parte de dizarmonii, de conflicte, de certuri. Este o aspirație pe care în mod normal o avem cu toții. Iar relațiile dintre noi presupun și comunicare. Nu putem avea relații fără o formă de comunicare. Și există multe forme de comunicare. Există comunicarea verbală, comunicarea prin atitudine, prin expresia feței, prin gesturi, prin hainele și bunurile pe care le purtăm și le afișăm. Există ținuta corporală, atitudinea, comportamentul. Toate acestea sunt mijloace de comunicare, mai mult sau mai puțin. Dintre toate acestea, mă voi referi la cel mai uzual și mai important pentru noi toți dintre toate, comunicarea verbală. Comunicarea verbală este una dintre cele trei căi de acțiune ale noastre în această lume. Putem face acțiuni cu corpul, cu vorbirea sau cu gândul, la nivelul minții. Dacă acțiunile de la nivelul minții rămân cumva necunoscute celorlalți, pentru că nu capătă o expresie în această lume, acțiunile verbale și acțiunile fizice sunt evidente pentru cei din jur. Acțiunile fizice pot fi observate, acțiunile verbale pot fi auzite. Din punct de vedere cauzal, comunicarea și relațiile se află pe un lanț cauzal în care comunicarea determină calitatea relațiilor. Este adevărat că și relațiile determină, influențează comunicarea, modul în care comunicăm. Ne e bine cunoscut tuturor că acordăm mai multă atenție modului în care ne exprimăm verbal față de, să spunem, un profesor sau față de cei de acasă, față de părinți sau față de copii. Cu toate acestea,
calitatea comunicării determină calitatea relației. Deși există semnale în ambele sensuri, calitatea comunicării determină substanțial calitatea relației. O relație poate chiar să nu doar să fie depreciată, poate chiar să fie distrusă de calitatea comunicării, calitatea care lasă de dorit a comunicării. Și chiar și acest lucru se poate întâmpla chiar și o relație în care, la care noi suntem ceva mai atenți, să zicem o relație cu rudele de sânge, cu părinții, cu bunicii, cu unchii, chiar și acolo o comunicare, o modalitate de comunicare care dificilă, delicată, care scapă de sub control la un moment dat, poate anula relația cu o rudă de sânge. Putem să nu mai comunicăm niciodată. Și sunt cazuri în care frații nu-și vorbesc, părinții și copiii nu-și vorbesc, nepoții și unchii nu-și vorbesc sau nepoții și bunicii. Datorită deficiențelor de comunicare, datorită unor lucruri pe care una dintre părți sau ambele nu le-au eliminat din comunicarea pe care au avut-o. Comunicarea presupune, așa cum intuim cu toții, o mulțime de elemente, unele mai atractive și cu rezultate benefice și altele mai respingătoare și cu rezultate dăunătoare. Primele contribuie la îmbunătățirea relațiilor, prima categorie. A doua categorie contribuie la deteriorarea relațiilor, la înrăutățirea acestora și chiar la distrugerea lor. Când avem relații benefice, armonioase, ne simțim acceptați, ne simțim în siguranță, se spune safe, folosind un neologism împrumutat din limba engleză. Când noi interacționăm armonios cu cei din jur, ne simțim în siguranță. Nimeni nu ne atacă, nimeni nu ne face rău. Și atunci, când noi suntem în această stare, când suntem safe în ceea ce privește relația cu cei din lumea noastră, noi avem mai mult timp pentru noi înșine. Avem timp să ne ocupăm de interiorul nostru și de exteriorul nostru, de ceea ce facem noi. Avem timp să ne ocupăm de evoluția noastră, de îmbunătățirea noastră, de a învăța ceva nou. Avem timp să ne îngrijim de cei din jur, de familia noastră. În schimb, când exteriorul devine incert, când devine nesigur, toate acestea sunt lăsate deoparte pentru a ne proteja în fața unor relații care au devenit tensionate, conflictuale, amenințătoare, poate chiar războinice. Și atunci, prioritatea este să ne protejăm securitatea, să ne salvăm viața. După aceea putem să ne ocupăm de a mai aduce bunăstare în viața noastră și în viața celor alături de care trăim. Însă când securitatea este amenințată, ele, aceste deziderate trec în plan secundar. Prin urmare, este un fundament ca noi să avem al unei stări de bine, al unei liniști pe care să o avem, împliniri sufletești, fericiri pe care să le experimentăm în această viață, este un fundament să avem relații armonioase, amiabile, bazate pe respect reciproc, pe adevăr, pe toleranță, pe încredere cu cei din jur. Altfel, când neîncrederea apare, când amenințări apar, începem să fim foarte preocupați de acestea pentru a ne putea proteja pe noi, pe cei dragi și eventual bunurile noastre, dacă mai este cazul. Ceea ce face să nu mai fim preocupați de bunăstarea noastră interioară, de dobândirea fericirii. Nu putem dobândi fericirea dacă nu mai suntem în viață datorită relațiilor conflictuale pe care le avem cu cei din jur și aceștia caută să ne găsească, să ne alerge. De aceea, noi oamenii, ca și multe alte ființe, prețuim relațiile pe care le avem cu cei ca noi, cu semenii noștri. Se spune în acest sens că noi suntem ființe sociale. Sunt multe ființe, nu toate, dar sunt multe ființe care trăiesc în grupuri, așa cum trăim și noi în grupuri, numite familii,
prietenie, anturaje de prietenie, anturaje profesionale, mergând până la grupuri mai mari, cum sunt naționalitățile, națiunile, și armonia pe care o avem în cadrul acestor grupuri, ca membri ai acestor grupuri, ne face să ne simțim safe, să ne simțim în siguranță. De-a lungul istoriei, viața noastră, supraviețuirea noastră, aș spune, a depins de aceste interacțiuni cu membrii grupurilor, triburilor, din care făceam, familiilor din care făceam parte. În concluzie, a avea relații armonioase cu membrii comunității în care ne trăim viața este o premiză a unei vieți mai bune. Și oricine a trăit în vremuri de ceva conflicte sociale, dezordine socială, chiar războaie, știe că ceea ce spun acum este extrem de adevărat. Este premiza unei vieți mai bune. Armonia cu semenii noștri, cu membrii grupurilor sociale din care facem parte. Nu putem fi într-o stare prea bună atunci când trăim în veșnice conflicte și în războaie cu cei din jurul nostru. În consecință, cu toți avem, în mod normal, această aspirație de a fi în armonie cu ceilalți pentru a ne simți în siguranță și a ne putea vedea de viața noastră, de bunăstarea noastră interioară și exterioară, de evoluția noastră și a celor dragi. Pentru că, în mod normal, avem cu toții această aspirație profundă, însă societatea răsplătește interacțiunile armonioase dintre noi, interacțiunile civilizate, bazate pe respect, pe încredere. De exemplu, noi nu trăim în societăți bazate pe conflicte, pe lupte și pe războaie și pe rezultatele produse și daunele produse de acestea. Noi trăim în societăți care recompensează armonia dintre noi. De exemplu, noi nu suntem niciodată amendați în mod normal. Am spus, poate sunt și excepții datorită unor confuzii, dar în mod normal noi nu suntem, să zicem, amendați sau pedepsiți sau dați în judecată pentru faptul că suntem liniștiți, că ne înțelegem bine cu vecinii, că vorbim frumos, că îi respectăm pe toți cei cu care interacționăm, că suntem toleranți cu ei, că și atunci când apar discuții între noi știm să le găsim o cale de comun acord, o cale comună acceptată, pe care ambele părți, sau poate toate părțile, sunt mai multe părți implicate, să le respectăm. Noi nu suntem în astfel de situații amendați sau puși să mărim aceste conflicte, ci atunci când tulburăm, de fapt, relațiile cu ceilalți, atunci când avem manifestări violente, atunci când, nu e cazul, dar atunci când lovim pe cineva, atunci când ne implicăm în bătăi, în conflicte, atunci, de fapt, societatea sancționează astfel de comportamente. Așa stau lucrurile în mod normal în cadrul societăților, grupurilor umane. Umanitatea noastră înseamnă inclusiv această capacitate de a comunica astfel încât să evităm certurile, conflictele, războaiele, distrugerile și vărsarea de sânge produsă de acestea. Este o caracteristică esențială a ceea ce ne face pe noi umani. Capacitatea de a comunica până acolo încât să evităm conflictele. Așa cum știm cu toții și ne și exprimăm, astfel este inuman să ajungem la conflicte care să producă vătămarea corporală sau chiar scoatere din viața unora dintre noi. Știm cu toții și toți avem această abordare, în mod normal, repet, a faptului că așa ceva este complet inuman. Prin urmare, este trăsătura umanității noastre, este ceva ce ne face umani să ne dorim să avem o comunicare, o bună comunicare, armonioasă,
cu cei din jurul nostru. Există mai multe motive pentru care noi apreciem pacea și armonia. Pe unele dintre ele le-am numit deja. E clar deja, având în vedere că suntem ființe sociale, de ce apreciem relațiile bune și ne străduim să avem relații bune cu cei din jur. Apropo, ca exemplu, în legătură cu faptul că societatea nu recompensează tendințele noastre conflictuale, ci păstrarea păcii și a liniștii, este că nu se acordă premiul Nobel pentru război sau conflict, pentru cea mai mare provocare, ci se acordă premiul Nobel pentru pace și pentru multe alte domenii care reprezintă progrese în evoluția societății umane și a umanității în general. Deci există premiul Nobel pentru pace. Iată cât de mult apreciem cu toții pacea, împăcarea, armonia dintre noi. Pentru că ce este pacea dintre națiuni decât armonia dintre indivizii, dintre toți, toate persoanele acelor națiuni, acelor grupuri mai mici. Când în grupurile mai mici apar conflicte, atunci ele se extind și apar conflicte și între grupuri mai mari care degenerează, pentru că este o degenerare a spiritului uman, degenerează în conflicte mai mari și în războaie. Prin urmare, mai sunt și alte motive care ne fac să ne dorim relații armonioase. Și anume, relațiile disarmonioase provoacă distrugeri, uneori recuperabile, uneori irecuperabile. Atunci când vorbim de vărsarea de sânge, de distrugerea unor vieți umane, sunt irecuperabile. Relațiile disarmonioase provoacă distrugeri, un lucru pe care e important să-l știm, și celor care au inițiat conflictul și celor care au câștigat conflictul. În cele din urmă, conflictul sau războiul. Toată lumea, în urma unui conflict, în urma unor certuri, chiar în urma unor războaie, toată lumea are ceva de pierdut. Ambele părți au ceva de pierdut. Diferența dintre cel care câștigă și cel care pierde nu este dată de faptul că unul dintre ei sau una dintre părți nu are daune, ci de faptul că are mai multe resurse și poate suferi mai multe daune, sau de faptul că a suferit mai puține daune, dar nu e nicio parte care să nu fi suferit niciun fel de daune și să nu fi irosit în scop destructiv resurse. Exemplul clasic în acest sens este acela al unui meci de full contact, cum este boxul sau K1. Există acolo o întâlnire violentă între doi oameni care își administrează lovituri reciproc și la finalul meciului, unuia dintre ei se ridică mâna de către un arbitru. Dar dacă te uiți la el, se vede clar că nu este nici el deloc afectat de conflictul care a avut loc. Și el are lovituri, și el are tumefieri, și el are contuzii, și el are umflături. Este și el afectat. Poate cel care a rezistat mai mult, poate cel care a primit mai puțin, este declarat câștigător. În realitate, nimeni nu este câștigător în urma unei astfel de întâlniri. Ambii au de pierdut. Și asta la nivel vizibil, la nivel mai puțin văzut, se spune ceea ce semeni, aceea vei culege. Și ne dăm seama că partea cea mai grea este de fapt aceasta. În momentul în care urmează să culegem ceea ce am semănat, având conflicte, certuri, chiar întâlniri violente cu cei din jurul nostru. Ceea ce semănăm în astfel de momente urmează să culegem. Și de fapt aceea este partea cea mai dificilă, nu pierderile pe care le-am avut temporar în acel moment sau în acele momente de conflict. Un alt aspect este că atunci când avem conflicte care ne face să le evităm, deci un aspect care ne face să le dezavuăm și să le evităm, este acela că
Nu mai există siguranță atunci când noi suntem conflictuale, atunci când comunicarea are de suferit și devenim conflictuali, când nu mai vorbim cu vocea, ci vorbim cu armele, se spune. Când zdrângănitul armelor ia locul comunicării. Pierderea acestei siguranțe este foarte gravă pentru spiritul uman, pentru că noi nu ne mai putem desfășura viața. Noi, când oamenii se amenință, se atacă reciproc, nimeni nu se mai simte safe, nu se mai simte în siguranță, confortabil, astfel încât să-și continue viața în mod normal și să, așa cum este firesc, să caute să o îmbunătățească, să o dezvolte, să evolueze împreună cu cei din jurul său. Când așa ceva se întâmplă, chiar și cei mai puternici vor lua măsuri de protecție și de siguranță pentru a putea să-și protejeze viața. Dar niciodată nu știi dacă măsurile de protecție pe care le-ai luat sunt suficiente. Indiferent câte resurse ai investit și câtă putere ai, nu ești sigur niciodată că celălalt, ca adversarul, nu a găsit o breșă în sistemul tău de apărare și atunci e important să înțelegem că nu aceasta este calea, ci a conflictelor, a zdrângănitului armelor, ci a comunicării, pentru că cea mai bună apărare nu sunt serviciile de protecție și pază, nu sunt zidurile, sistemele de apărare antirachetă, cea mai bună apărare este înțelegerea, armonia și pacea pe care le aduc o bună comunicare. Deschiderea către a comunica, indiferent care sunt diferențele dintre noi, cu ceilalți. Pacea susținută de toleranță, de încredere, de deschidere, de comunicare, de bunătate, este de departe cea mai bună apărare. Încep a doua parte a emisiunii cu un alt argument mai apropiat, un alt motiv mai apropiat nouă toți, experienței noastre de viață de până acum, care ne încurajează să avem o bună comunicare cu cei din jur. Nu e nimeni dintre noi care să nu știe că după un conflict, după o fie și o banală ceartă, nu ne simțim prea bine după aceea. Avem anumite stări care nu sunt nici pe departe stări de bine, de împăcare, de împlinire, de destindere, de energie. Ba chiar sunt cam opuse aceste stări. Cu toții știm acest lucru. De exemplu, dacă te-ai certat câteva minute, să se spune la cuțite, te-ai certat la cuțite cu cineva din familie sau cu vecinul, chiar după ce s-a încheiat cearta, în următoarele secunde, te poți simți bine? Gata, ești într-o stare de împăcare, de armonie, de fericire? Știm cu toții că așa ceva nu este posibil. Știm că asemenea conflicte lasă urme. Lasă urme noi pentru ore, pentru zile în șir. Uneori lasă urme pentru toată viața. Ne este, și spunem astfel, ne este greu să trecem peste ce s-a întâmplat atunci, peste cearta pe care am avut-o, peste cuvintele grele pe care le-am auzit, pentru că vorbim despre comunicare pe care mi le-ai spus atunci. Deci chiar și după un schimb de replici tăios pe care l-am avut pe stradă cu cineva necunoscut sau într-un magazin cu cineva necunoscut sau la job, cu un client sau un furnizor, chiar și după un astfel de incident, noi nu ne simțim bine. Depinde. Uneori destul de multă vreme după aceea. Se întâmplă să ne amintim și după ani de un astfel de incident. Dar să recurgem și la un contraexemplu. Un exemplu pozitiv, benefic, cu care desigur v-ați întâlnit deja. Oricine vorbește calm și frumos și politicos și respectuos și zâmbitor acolo unde merge, știe că se simte bine în el deja. El deja are o stare de bine în interior. Și adesea când se poartă astfel, își maximizează, își mărește șansele să primească din exterior același lucru. Interesant aspect de reciprocitate, nu-i așa? În momentul în care noi ne purtăm frumos, zâmbitor, respectuos, amabil cu cei din jur,
nu înseamnă că și ceilalți întotdeauna vor proceda la fel. Însă, este observabil faptul că majoritatea, da, ne vor întoarce comportamentul politicos, respectuos, pe care îl avem. Și iată cum putem să ne dăm seama că pentru a trăi o viață mai liniștită, mai în siguranță, mai împăcată, mai frumoasă, am putea să le facem, să le creăm și celorlalți condițiile potrivite pentru același lucru. La întâlnirea cu ei, la interacțiunea cu ei, să fim înțelegători, să fim toleranți, să avem și răbdare, să zâmbim, să vorbim calm, pentru că astfel asigurăm pentru ei premizele unei vieți în siguranță, liniștite, armonioase și în modul acesta implicit beneficiem și noi. Prin urmare, datorită numeroaselor motive menționate anterior, noi toți, în mod normal, suntem interesați direct să avem relații bune și pacifiste cu toți cei din jur. Nu doar cu unii. Știm cu toții că, da, am relații bune cu familia, dar n-am relații bune cu vecinii. Nu mă simt bine când ies pe scară sau trec prin cartier. Uneori e suficient să am și un singur om cu care n-am o relație deloc bună să nu pot să dorm nici noapte. Așa că putem generaliza. Suntem interesați să avem relații bune cu toți cei din jur. Pentru că dacă unul singur devine, să zicem, obsedat de noi și dorește să ne găsească, să ne prindă, nu o să putem dormi prea liniștiți. Așadar, avem o mulțime de motive să fim interesați de relații armonioase și de aceste relații armonioase depind de o bună comunicare cu cei din lumea noastră. Modul în care comunicăm noi cu ceilalți produce rezultate. Și poate produce rezultate benefice, pozitive, armonioase, poate produce rezultate dizarmonioase, conflictuale, vătămătoare chiar. Astfel, ne dăm seama că prin comunicare noi putem să ne îmbunătățim relațiile și implicit să ne îmbunătățim viața, sau tot prin comunicare putem să ne stricăm relațiile și să ne deteriorăm calitatea vieții datorită conflictelor pe care ajungem să le avem cu cei din jur, poate chiar amenințări. Ambele acestea sunt rezultate. Sunt rezultate ale comportamentului nostru, în cadrul căruia comportamentul verbal, ținând de relații, joacă un rol extrem de important. Cu îmbunătățirea relațiilor ne simțim bine cu toții, cu răutățirea relațiilor, în mod obișnuit, în mod normal și sănătos, nu ne simțim bine niciune dintre noi. Rezultatele negative ale relațiilor pe care le avem, ce vin din comunicarea deficitară cu cei din jurul nostru, sunt determinate de anumite comportamente pe care le manifestăm mai mult sau mai puțin conștient. Unul, o să enumăr o parte dintre acestea. Unul dintre ele cu care voi începe această listă este din nou unul care nu-i străin de experiența noastră. Și anume, ne schimbăm modul de comunicare și de comportament pe măsură ce relația avansează. Și facem acest lucru și în relația de cuplu, și în relațiile de prietenie, și în relațiile profesionale și colegiale, în toate tipurile de relații, suntem la început într-un fel, comportamentul nostru e de un anumit tip care nu se păstrează. Comunicarea noastră este de asemenea de o anumită calitate care tinde să se deprecieze pe măsură ce trece timpul. Spunem noi ne obișnuim unul cu celălalt, unii cu ceilalți. Și acest lucru slăbește controlul, de fapt, autocontrolul pe care îl aveam asupra comportamentului și asupra modului în care noi comunicam cu celălalt. Ne destindem.
e deja cu noi, ne înțelegem, s-a învățat cu mine, fie că e vorba de partener sau parteneră, fie că e vorba de colegi, de șef sau de subaltern, fie că e vorba de vecin, s-au obișnuit, s-au învățat cu mine. Acum pot să... Și de regulă urmează comportamente mai puțin controlate, vorbe mai puțin selectate, astfel încât, evident, și calitatea interacțiunilor, deci relațiile noastre cu ceilalți, încep să se schimbe pe măsura schimbării comportamentului și limbajului nostru, modului în care noi comunicăm. Devenim prea familiari uneori unii cu ceilalți. Nu înseamnă că nu trebuie să fim apropiați, nu înseamnă că nu trebuie să avem inima deschisă, să nu avem bunătate, să nu ne intereseze de ceilalți, să nu avem tendința de a ne ajuta unii pe ceilalți. Dar aceste lucruri ar trebui să întărească respectul reciproc, nu să-l slăbească. Tocmai faptul că ne cunoaștem mai mult, că ne-am ajutat uneori, că ne-am sprijinit în momente dificile, ar trebui să sporească respectul, nu să-l scadă. Și știm cu toții că de la începutul unei relații, unde poate vorbeam cu dumneavoastră sau cu foarte multă politețe, chiar dacă nu era neapărat acest apelativ, acest pronume de politețe, ajungem la măi. Sau chiar mai depreciativ, mai desconsiderator decât atât. Este evident că și rezultatele interacțiunii se vor schimba. Una e să vorbești politicos, alta e să vorbești cu apelative nu foarte respectuoase. Un alt obicei pe care îl avem și el afectează comunicarea este, și nu ne dăm seama neapărat, nu suntem neapărat conștienți ca la prima schimbare, că ni se schimbă comportamentul și limbajul pe măsură ce ne obișnuim unii cu ceilalți. La acesta nu suntem neapărat conștienți că influențează relația. Este obiceiul de a încerca să-l schimbăm pe celălalt. Și facem acest lucru și cu cei cu care ne-am obișnuit, cu cei cu care am intrat în relații. La început nu prea îndrăznim noi să le zicem așa mare lucru, dar pe parcurs căpătăm tot mai mult curaj. Facem acest lucru nu doar cu aceștia, ci și cu, uneori, cu, în situații mai puțin apropiate, uneori în relații mai îndepărtate. Comunicând cu cineva, nu prea suntem de acord cu ceea ce spune și simțim noi nevoia să-i demonstrăm că nu este așa și că noi avem dreptate. Și încercăm acolo, începem să ne implicăm, să ne consumăm, să ridicăm tonul, să argumentăm, căutăm să-i schimbăm celuilalt opinia, să-i schimbăm vederile. Și astfel, acest lucru nu contribuie la îmbunătățirea relației. Pentru că adesea de aici se aprind conflicte. Mi-aduc aminte cum într-o seară două cupluri au ieșit să servească cina împreună și bărbații din cele două cupluri, erau două perechi, aveau stiluri de viață diferite, de viață alimentară vorbesc. Și unul dintre ei a comandat ceva produse cu multă carne, celălalt ceva produse vegetale. Și s-a văzut diferența cumva. Erau la prima întâlnire bărbații și încercau să se convingă reciproc să schimbe obiceiurile alimentare, să schimbe opiniile despre ceea ce au în farfurie și despre multe aspecte. Rezultatul a fost o seară nu foarte confortabilă pentru niciuna dintre cele patru persoane. Pentru că nu este cazul să încercăm să schimbăm atunci când vrem noi, cum vrem noi, opiniile celorlalți. Încercarea aceasta înseamnă
să punem presiune pe celălalt să facă ceea ce nu își dorește, ceea ce n-a aflat că ar fi bine să facă. Și e un drum, așa cum a fost și pentru noi, e un drum să aflăm anumite lucruri și nu doar să le aflăm, să căpătăm și puterea de a le pune în aplicare în viața noastră. Și presiunea pe care o punem pe celălalt să accepte opinia noastră sau să se schimbe, de fapt obține rezultatul opus. Celălalt mai degrabă se încordează și se opune și caută și el argumente, nu neapărat reale, dar nu-i place să fie presat, să-i se demonstreze că nu are dreptate și mai ales în public, și astfel ce se întâmplă cu relația? Se îmbunătățește? Evident că nu. Iar dacă o relație la început, e posibil să fie și prima și totodată ultima întâlnire. Un alt obicei dăunător care deteriorează calitatea relațiilor este obiceiul de a bârfi în momentul în care ne întâlnim. Nu este un comportament care să îmbunătățească deloc calitatea unei relații, nici a celei de față, nici ale celor care nu sunt, relațiile care nu sunt în acel moment de față. În momentul în care bârfim celălalt, se va teme că îl vom bârfi și pe el. O persoană liniștită, o persoană împăcată, o persoană mulțumită de viața ei, o persoană fericită, nu se va ocupa să bârfească pe ceilalți. Nu se întâlnește cu cineva pentru a se interesa de alții, pentru a analiza viața acestora. Nu acestea sunt subiectele de discuție ale unei persoane mulțumite cu viața pe care o duce. Iar un om care nu este mulțumit cu viața pe care o duce și manifestă această nemulțumire în relațiile pe care le are, nu poate trece de un anumit nivel de neîncredere pe care o generează un astfel de comportament, un anumit nivel de superficialitate. Iar dacă totuși întâlnește o persoană care participă și întreține un astfel de comportament, da, este o persoană cu care putem desfășura împreună, cu care putem desfășura un astfel de comportament dăunător. Dar nu suntem în situația în care să ne ajutăm unul pe celălalt să ne îmbunătățim, ci dimpotrivă, într-o astfel de relație suntem într-o situație în care ne sprijinim unul pe celălalt să continuăm un comportament vătămător pentru amândoi. Acest lucru ne ține în loc, ne ajută să involuăm, nu să evoluăm, și ne deteriorează relațiile. Și cu cei din afara noastră și la un moment dat și dintre cei care obișnuiau să bârfească împreună, pentru că acest obicei, într-adevăr, va fi manifestat și în afara acelei relații, nu numai. Și la un moment dat se produce și aici o situație conflictuală. Un alt obicei este acela de a critica. De a critica și de a căuta nod în papură celorlalți. E destul de neplăcut să stea cineva de vorbă cu noi și noi să nu mai contenim în a critica și în a dezaproba tot ceea ce s-a petrecut în ultima vreme sau se petrece în prezent. Dezaprobăm vremea, dezaprobăm actele normative ale Parlamentului, dezaprobăm acțiunile guvernului, dezaprobăm ce au făcut vecinii, dezaprobăm ce fac copiii, ce au zis părinții, traficul. Găsim numai motive de a critica. Ei bine, într-un astfel de exemplu, când noi privim în jur și căutăm doar motive de nemulțumire și de critică, e ca și cum am avea o întreagă pizza care este în regulă. Dau un exemplu, nu neapărat recomand pizza, și un exemplu pentru că acolo este o combinație, cum este într-o supă cumva, într-o pizza avem și ardei, avem și vinete, avem și măsline, avem și blatul, avem și sosul, o mulțime de elemente acolo. Și noi găsim o rondea de măslină care este zdrobită. Și de acolo începe critica. Întreaga pizza este ok. Este în regulă. Arată bine, e bine făcută. Toate celelalte ingrediente arată bine, sunt proaspete,
dar am găsit o măslină sau uneori o rondea de măslină defectă, spunem noi, zdrobită sau stricată și gata. Am găsit motivul să criticăm toată seara. Nu doar pizza. Nu doar pizza și bucătarul. Nu doar pizza și bucătarul, și localul. Și de aici mai departe. Ar trebui să ne întrebăm când procedăm astfel, ce fel de companie suntem noi pentru ceilalți? Cum se simt cei din jurul nostru? Nu mai vorbim de cei pe care... bucătarul. Nu mai vorbim de bucătarul față de care nu o să nutrim gânduri prea bune și nu o să spunem vorbe prea frumoase. Ci și de cei din jurul nostru care participă alături de noi la astfel de nemulțumiri, la astfel de critici care nu mai contenesc. Poate tocmai că ieșiseră cu noi sau să avem o seară mai liniștită, după o zi agitată, după job, după afaceri, după ce facem fiecare, după întâlnirile pe care le-am avut. Și ajungem la o întâlnire unde cineva se ocupă cu astfel de lucruri. Evident că nu ne simțim bine și vom evita astfel de întâlniri. Deci relația respectivă va avea de suferit, nu va fi îmbunătățită. Un alt comportament pe care să-l evităm în comunicarea dintre noi este comportamentul acela de a tot știutor. Mi se întâmplă uneori să avem senzația că știm totul despre tot și despre oricine și aproape că celălalt nu mai poate vorbi cu noi nimic, nici măcar când îl întrebăm noi ceva, nu mai poate vorbi că nu-i dăm voie, nu mai poate vorbi cu noi nimic pentru că noi ne pricepem la toate. În sinea noastră poate ne dorim binele celuilalt, dar în realitate ajungem să vorbim lucruri la care poate nici nu ne pricepem în acel moment din tendința noastră expansivă de a arăta, de a demonstra câte lucruri sau ce lucruri știm noi. Și atunci ceilalți n-ajung să se simtă prea bine. Observă că nu avem mintea deschisă, că nu suntem suficient de interesați de ei, ci de noi. Noi doar vrem să spunem ce știm, nu știm să ascultăm, știm doar să spunem, să exprimăm ce avem noi de spus. Celălalt se simte cumva neglijat, ignorat. Și acest lucru dăunează unei relații. De exemplu, un astfel de exemplu, am trăit la un moment dat cu cineva care m-a întrebat, mi-a pus o întrebare. Și am început să-i răspund, să-i dau un răspuns, mă întrebase. Și am început să formulez un răspuns. După nu mai mult de 10, 15, maxim 20 de cuvinte pe care am apucat să le rostesc, persoana respectivă a spus, știu. Știu și a continuat să spună ea ce știe. Am ascultat cu răbdare și cu atenție explicația care se presupune că era ceea ce urma să spun eu. După care mi-a pus o altă întrebare. Nici la aceea n-am apucat să răspund mai mult de câteva cuvinte și s-a repetat figura. Știu și a urmat după această înșiruire de știu o altă explicație care venea din mintea dumneei și care ea presupunea că este cea pe care urma eu să o dau. Iată o atitudine de genul acesta care nu ne dă voie să ne îmbunătățim, nu doar relațiile, relația cu ceilalți, ci pe noi înșine. Pentru că în momentul în care nu suntem dispuși să ascultăm, nici măcar atunci când punem întrebări, este foarte dificil să mai aflăm și altceva diferit de ceea ce știam noi deja. Acela știu. Un alt obicei dăunător este unul derivat de aici, acela de a ne întrerupe interlocutorul atunci când vorbește. Și am observat că este destul de larg răspândit și acesta, uitându-mă la oameni, vorbim cumva unii peste alții, începe cineva să vorbească, celălalt vorbește și el. Nu termină el, din nou intervine altcineva. Atitudinea aceasta de a ne întrerupe unii pe alții nu este o dovadă de
interes față de celălalt, de atenție față de el și nici vorbă de a vrea să-și asculte ce are de spus și a-l ajuta dacă este cazul. Și acest lucru va deteriora relațiile. Un alt comportament care deteriorează relațiile este acela de vinovăție. Și la acesta trebuie să renunțăm în comunicarea noastră. Când vorbim cu cineva, avem tendința să povestim din necazurile noastre, lucrurile pentru care ne simțim noi vinovați. Fie că n-am făcut mai mult pentru copiii noștri și n-au ajuns cum vroiam noi să ajungă, fie că n-am ajuns la înmormântarea bunicului, fie că nu ne-am purtat suficient de bine în fosta relație și de aceea relația s-a încheiat. Avem o mulțime de motive acumulate de-a lungul anilor pentru care să ne simțim vinovați și adesea în comunicare începem să spunem astfel de lucruri, nu neapărat fiind întrebați. Și acesta este un comportament care ne afectează, un comportament la care să renunțăm în comunicare, care ne afectează relațiile. În legătură cu acest comportament, am chiar un curs care e în lansare, se fac înscrieri și se va desfășura săptămâna viitoare. Detalii despre el le puteți afla pe pagina mea de Facebook. Pentru că timpul acestei emisiuni a ajuns la final, vă mulțumesc pentru atenție, nu înainte însă de a vă invita să reflectați la aceste comportamente în comunicare care au ajuns să ne deterioreze relațiile, pentru că renunțând cel puțin la unul sau la o mică parte la unul dintre ele, relațiile noastre se vor îmbunătăți și implicit și calitatea vieții pe care noi o avem în urma interacțiunii cu ceilalți. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție, oameni buni, și vă doresc un weekend frumos și o săptămână liniștită în continuare până la următoarea noastră întâlnire. Thank you.